Bună, dragi prieteni, și vă salut și bine v-am reîntâlnit. În acest clip vreau să vă prezint un motor D121 la care vrem să montăm o pompă în linie de U650. Motorul este în 4 pistoane, pompa este de U650, 4 elemente. Fac acest clip pentru că am văzut că am mai avut un clip cu motor de 115 pe care a fost montată tot o pompă de U650. Aici este mai simplă că este în 4. Am spus că montarea unei pompe de 650 pe motorul D115 este un pic mai complicat decât trebuie schimbat axul, pentru că axul pompei, unghiul de rotație la camă este la 120 de grade, unul față de celălalt la unghiul la U650. Este la 90 de grade unghiul. Deci problema pentru montarea pompei trebuie o modificare. Am aici pompa modificat. La ce trebuie modificat este capacul cu simeringul. Am aici pompa ca să vă arăt că trebuie demontat capacul de la axul pompei, strunji din el cam 2 mm pe rază. El are 84. Are 84 în diametru și trebuie strunjit la 80. Deci 2 mm pe rază. Și acest dispare acest canal de pe capac, pentru că acest capac trebuie să centreze în capacul într-o flanșă, trebuie să se centreze într-o flanșă pe capacul de la pompa de injecție, capacul de la distribuție. Prima parte, cum am spus, trebuie modificat capacul de la pompă, strunjit 2 mm pe rază, deci 4 mm în total. Pe urmă, confecționez o flanșă, interiorul de 80, ca să intre exact pe flanșa de la pompă. Pe urmă, grosimea flanșei este de 9 mm, diametrul exterior este 132 de mm. Acum problema este mai grea, împărțirea celor trei prezoane de pe capac. Aici, ca să vă prezint un capac demontat înainte de a-l monta pe tractor, pompa, cu toate elementele modificate, ca să vedeți cum e un pic mai dechisită treaba, ca să vedeți cum se așează. Pe urmă avem un butuc confecționat dintr-un pinion, l-am strunjit, care acest pinion antrenează pompa. Pe acest butuc de pinion avem pinionul modificat, pinionul original modificat, care vine și se montează pe acel butuc. Butucul este montat cu piuliță, cu șaibă, pe urmă vine pinionul ca să putem regla în momentul avansului. Avem două orificii
decupate, prelungit, pentru a putea regla momentul avansului. Acum, pentru a etanșa între capac și capacul care l-am făcut, am mai confecționat un distanțier mic ca să etanșăm aici. Ăsta are, cum am zis, 80 exteriorul, interiorul 47 interiorul, 47 care intră în capac este 68. Nu, are vreo 4-5 mm care intră în capac acest umăr. Așa. Nu, și acum va veni pompa montată, să vă arăt cum. Acum să vedeți cum se montează. Am montat pompa în primul prezon, am făcut gaura de 10, primul prezon e de 8, al doilea locaj de fixare a pompei se pune în gaura mai mică de 8, mai am băgat un șurub de 6 ca să nu-i filetat. No. Treilea locaj de la orificiu mare de 10, vine un prezon, pe urmă vine un șurub de 8 de fixarea pompei și al treilea prezon rămâne să strângă placa pe capac. Deci pompa e prinsă în 4 șuruburi și capacul în cele 3 prezoane care se strânge pe capac. Și ăsta este modul de fixare a pompei pe capacul la distribuție la aceleași dimensiuni sunt și la D115, de montaj aceleași dimensiuni sunt și la D121, D127, căci distribuția este, capacul este același. Acum urmează să montăm pompa pe motor și veți vedea cum se montează și cum în final cum vom regla, vom monta pinionul de distribuție și cum vom regla momentul avansului de injecție.